Apropo de fotbal, am vorbit cu domnul Șucu azi dimineață și zic cum e cu meciul cu FCSB-ul și ce. Domne, pentru mine e și un meci al orgolilor cu domnul Becali, să știi. A zis, e și un meci al orgolilor, recunosc. Păi așa e normal, ei normal să aibă orgolii, toți. Că toți cu mine au intrat în fotbal să aibă orgolii. Și e orgoliu, e adevărat, că e și el om de afaceri, om care are bani. Are, mi-a zis suma, nu mi-a zis dânsul suma, mi-a zis că are suma, are primă mare, dar am aflat-o, 40.000 de euro au primă pentru meciul cu voi. Bă, el și de ce îi dă? A? Că nu-i ia. Asta e cea mai tare pe TikTok, asta face 1.000.000 de vizualizări, o să fac asta pe TikTok. Iar faci. Poate și tu influencer și mă obdește cu mine și te faci influencer, vorbesc cu și pe cali influencer, 1.000.000 de euro, 1.000.000 de euro. Dacă mă fac influencer eu, cât câștig, mă? Habar n-am. Nu știu, îl întrebăm pe Dorian Popa, că asta știe. Ai, la, bă, nu mai smeți mi Dorian Popa. Mă, plumim noi între noi. Da, normal. Deci 40.000 dă domnul Șucu primă pentru să vă bată rapidul. Bă, dată foarte bine, că dă omul... Are și el orgolie lui, ambițiile lui, numai că nu o să-i dea, o să-i țină în buzunar. Da, am înțeles. Le dați vreo primă ceva pentru meciul ăsta cu Rapidul sau nu? Bă, eu dacă dau primă, să dau primă cu CFR, dau primă cu Rapidul. Nu știu, întreb, păi și eu la 5 puncte de voi, nu? Păi cine-i, mă, Rapidul să dau? El are orgolii cu mine, da? Eu n-am orgolii cu el. Am înțeles. Am înțeles. Păi n-am orgolii, eu nu am orgolii. Ce orgolii am? Am orgolii cu aia, că mi-a luat campionate, 6 campionate la rând, putare, cu aia am orgolii, înțelegi? Da. Mai am orgolii, de exemplu, cu Dinamo, că suntem de atâția ani în aia, dar, bă, cu Rapidul eu vă horia. Ei, suporterii au fost tot timpul. Hai, domnule, Rapidul și Dinamo. Dar eu aveam Dinamo, eu Rapidul nu mă interesa așa. De ce? De când am intrat eu în fotbal, ei tot timpul au fost mai slab ca mine, știi? Da. Dinamo aveam, că Dinamo mai luau campionate, mai debuteam cu ei, mai cu tare. Rapidul, când am intrat eu în fotbal, ei tot timpul în jos față de mine. Înțelegi? Și atunci nu am avut. După aia au și insolvenți, au retrogradat. Și să ai orgolii, să ai o echipă care ea a fost retrogradată. Nici nu știu, este continuatoarea. Da, nu este continuatoare. Pe cuvântul meu, habar n-am la ce nebunie în fotbalul ăsta, jur că nu Într-un știu. Într-un fel este continuatoarea, că m-au zis că i-a pus plătit datorii. Stasul să plătească banii. Da, au plătit datoriile și toate alea. Că în momentul când, că chiar dacă n-ar fi continuatoarea, în momentul când himnul ăla, suntem peste toți acasă, da. Porțile se deschid, înțelegi? Și când ai culorile alea vișinii și când joci în Giulești, ești continuatorul. Da, dar